Bun găsit! Accidentul vascular cerebral este o afecțiune severă care poate duce la deces, fiind la fel de gravă precum bolile cardiovasculare. Profesor dr. Vlad Ciurea ne dă câteva sfaturi utile cu ajutorul cărora să nu ajungem la o astfel de afecțiune. Care sunt riscurile, de la ce apare și mai ales cum ne revenim după un astfel de caz nefericit, aflăm împreună imediat. Domnul profesor, ce facem ca să nu ajungem la un accident vascular cerebral? Toată lumea vorbește de inimă și de accident vascular la inimă. Toată lumea știe ce înseamnă angor, durerea de inimă, și știe ce înseamnă infarct. Foarte multă, foarte puțină lume știe că același lucru se întâmplă și în creier. Și în creier, acele vase care sunt în creierul uman, ele se pot obstrua ca și un fluviu care se închide sau se pot rupe. Și atunci se produce hemoragie. Deosebirea de inimă este totală. În timp ce inima este un mușchi și se produc legături vasculare, imediat anastomoze în zona respectivă, în creier nu există așa ceva. Anastomozele se deschid foarte greu, sunt foarte puține și vasele creierului se închid în deget de mănușă, linie moartă. Și nemai mergând, o porțiune din creier nu se mai vascularizează. Nemai vascularizându-se, apare exact în creier ceea ce se întâmplă la inimă, infarct cerebral. Exact ca infarctul miocardic. Vă dați seama ce nenorocire se produce exact în creier. Deci fenomenele de accident vascular cerebral pot să apară la orice. Și la o discuție cum avem noi doi, când ne certăm, vă propun să nu ne certăm. vă propun ca să zâmpim. Cele mai multe accidente se produc, ați văzut, în circulație, în oameni supărați, în divorțuri. Oftiți de la nervi, exact. Vă rog să nu suflați. De care se produc. Și atunci un vas, un număr de vas, și asta a apărut și patologia bolilor de vase mici cerebrale, care se închid. Trebuie să facem totul să ducem o viață cât mai normală, să fim cât mai detașați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să menajăm această bijuterie pe care ne-a dat-o Dumnezeu, care se numește creierul uman, și să reușim să performăm, că avem nevoie de creier. Și nu putem să funcționăm fără creierul, ducând tot organismul și comandând totul. Și totuși, cum ne revenim dacă cumva am suferit acest accident nefericit? Mă gândesc că unele sunt mai ușoare, unele sunt un pic mai grave. Da. Există accidente vasculare și ele se încadrează în ușoare, medii și grave. Accidentul vascular ușor este că, de exemplu, eu cum vorbesc cu dumneavoastră, la un moment dat scap un cuvânt, nu mai reușesc și centrul vorbirii la mine este blocat. Este blocat că vasele din jur au blocat expresivitatea. Este un centru de vorbire al expresivității, care îl folosesc acum, și celălalt al receptivității pe care îl aveți dumneavoastră. Deci acesta ar fi un semn de accident vascular minor. Există încadrarea în toată medicina și în neurologie, este fenomenul de accident vascular mijloc tranzitoriu, că îți revii. E un mare semn de alarmă. Când ai un accident de vorbire, de paralizie musculară, de modificări de echilibru, de vedere dublă, sunt semne minore. Noi trebuie să prevenim accidentul vascular, nu să-l, exact, nu să-l tratăm, că e mult mai dificil în asta. Îl prevenim având o viață liniștită. Toată lumea vorbește de o viață liniștită. Și dacă totuși am suferit un accident vascular, am trecut peste, putem duce apoi o viață normală? Depinde de gravitatea accidentului. În momentul de față, tratamentele sunt extrem de rapide și se fac desobstrucția vaselor, adică o curățare a vaselor obstruate. Acesta este tratamentul, se numește tromboliză. Deci trebuie efectuat cât mai repede, deci de la primele simptome. Dar putem avea și urme, cum ar fi paralizia? Cum sau să nu? Accidentul vascular constituit grav, despre care m-ați întrebat, este o nenorocire în care jumătate din corp paralizează, cu sau fără tulburări de vorbire, depinde pe ce parte este accidentul, și cu afectarea celorlalte funcții. Mai grav este când afectează starea de conștiință, prezența noastră în mediu, și din nefericire starea sfincteriană, în care este o situație extrem de gravă, atât pentru pacient, cât și pentru însoțitorii care sunt în jur. De asemenea, accidente grave sunt din ce în ce mai rare. Toți hipertensivii trebuie să investigați. Oameni, fiți atenți, luați pe medicament, nu vă enervați. Toți diabeticii trebuie să alertați pe acest lucru. Toate persoanele cu hipercolesterolemie, cred că am spus clar, cu dislipidemie, mai ales cu burtică puțin mai mare, trebuie să avertizați. Atenție, puteți să faceți un accident vascular cerebral. Așadar, să avem numai zile fără nervi și să ne consultăm des. Mulțumim mult pentru informații. Noi ne revedem și luni cu alte sfaturi utile.